Ok, deci suntem live. Vă salut în această dimineață din inima creativă a Chișinăului la cel mai creativ centru Artcore. Stimați prieteni, excelență, parteneri și oaspeți. Eu sunt Doina Nistor, sunt directoarea proiectului de competitivitate finanțat de USAID, Suedia și Guvernul Marii Britanii. Și încă o dată vă salut în această dimineață. Vreau să vă zic că Guvernul Statelor Unite ale Americii, Guvernul Suedez și Guvernul Britanic deja de 4 ani susține dezvoltarea industriilor creative în Republica Moldova. Inclusiv împreună cu partenerii noștri de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de la Academia AMTA, Academia de Arte Plastice, de aici din Chișinău și Asociația Companiilor Creative COR, au fondat acest excepțional centru al industriilor creative Artcore. Astăzi, noi, în calitate de parteneri strategici, spunem bun venit primului partener privat al centrului Artcore și anume Fundației Moldcell. Alături de mine, pe această scenă, se află Irina Străjescu, care este directoarea executivă a Fundației Moldcell și Olga Radu, președinta Asociației Companiilor de Creație din Republica Moldova, asociația care poartă o denumire simbolică COR. Totodată, prin Zoom, avem conectați oaspeți de onoare, ambasadori, membrii de board ai Moldcell, ai Asociației COR și reprezentanți ai comunității Artcore. Atât managementul, cât și tinerii Artcore School. Vă rugăm să păstrați sunetul deconectat, iar camerele pornite, pentru ca să vă vedem la dispoziție. Acesta este un eveniment hibrid, având aici o scenă improvizată la centrul Artcore, dar și toată comunitatea conectată prin Zoom. Pentru că va fi evenimentul și în engleză și în română, avem disponibil un canal de traducere, respectiv pentru participanții la Zoom avem canalul de limbă franceză, vă rog să selectați franceza pentru a audia traducerea. Și de asemenea, acest eveniment este transmis live pe Privesc Eu, la fel este transmis de Asociația Comunității Creative pe pagina de Facebook al Artcore, dar și pe pagina de Facebook a companiei Moldcell. De aceea vă invităm să distribuiți ca să ajungem la cât mai mulți tineri, ori industria creativă din Republica Moldova este, în primul rând, un angajator de frunte al talentelor tinere de aici, din țară. Cu această ocazie, cu acest eveniment excepțional, avem alături de noi un oaspete deosebit. Este vorba despre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Derek Hogan, care, de fapt, a și facilitat acest partener între Artcore și Fundația Moldcell. Și îi mulțumim foarte mult pentru rolul care l-a avut în facilitarea parteneriatului. Mr. Hogan, we would like to invite you as a special guest that also facilitated this partnership to say a few welcome remarks to us who are connected here on Zoom, but also to Moldova's creative community that will benefit of this partnership. Merci mult, Oana, și bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru această invitație. Vreau să sugerat că eu simt discurs în limba engleză, și în această cauză eu pot simba limba engleză. Dear partners and friends, it is an honor to be with you all. This is an exciting event. I'm glad to join you online to mark this important partnership between Artcore Creative Center and the Moldova Competitiveness Project, which is, I'm glad to say, financed by USAID, Sweden, and UK aid, and the newly created Moldcell Foundation. I'm really glad to welcome Moldcell Foundation to the scene, and I'm sure it will play a key role in ensuring sustainable social and cultural development in Moldova. The United States has always believed that young Moldovans have the right to high-quality,
well-paying jobs right here, at home, in their own country. To help Moldovan youth reach their fullest potential, we believe a large part of that solution needs to be that Moldova develops and continue to develop its creative and information communication technology sectors and provide youth with better job opportunities. The U.S. government, through multiple initiatives of USAID, has invested in Moldova's ICT sector since 2005 to increase economic competitiveness, promote transparency, as well as to enhance open governance. These efforts, we believe, together with those of Moldova's other international partners, have paid off. In 2019, the ICT industry achieved a total value of nearly $200 million. This is a 48-fold increase in exports since 2005. In this technology-savvy era, creator content really is in high demand. Talented Moldovan people can produce creative content for the local and regional markets, taking advantage of Moldovan's language abilities, as well as modern technologies. Over the past 5 years, USAID has supported the development of Moldova's emerging creative sector, from advertising and product design to animation and film production and more. We believe the creative sector employs over 13,000 people in Moldova, including a large number of young people. The Art Corps Center, managed by the Creative Industry Association, plays a critical role in the development of these sectors. With the support of the American, the British, and the Swedish people, together with the Moldovan Ministry of Education, Culture, and Research, Art Corps provides a dynamic ecosystem for Moldova's creative services industries. Since its opening in June 2019, over 10,000 students, creative professionals, and startups have attended over 100 events and taken advantage of Art Corps' cutting-edge technology, co-working space, as well as training opportunities. Private sector engagement plays a key role in USAID's development philosophy, and the private sector has indeed played such an important role in our earlier projects, like TechWheel, Zip House, Fab Lab, the Belts Regional Innovation Center, and Media Corps. Building on the U.S. government's multi-million-dollar investment in these projects, private sector partners bring new innovation, novel technologies, and an entrepreneurial mindset. So it's in this context that I'm especially pleased and glad that Moldcell Foundation, born of one of Moldova's leading telecom operators and the exemplary model of social responsibility, has joined us to help support ARTSIL. I had the opportunity to meet, as I mentioned earlier, to meet with Mr. Nirmala Chaudhry, the chairman of Moldcell Foundation. And we discussed our dreams about Moldova in my office months ago, and I can tell you, I found a soulmate in that meeting, because it was someone who was just getting into the market, but saw the potential so fast and so quickly. And we shared some ideas on ways we can collaborate together. So to see that happen, and this event today memorializing that, to me is truly an exciting event. And I'm just really impressed with his company, himself, and his dedication to bringing Moldova better opportunities and creating
jobs for Moldova's talented people. So again, thank you for this opportunity. I'm delighted to be standing alongside virtually Mr. Tawdry and all of you, and I look forward to the rest of this event. Thanks again. Excelență, domnule ambasador Hogan, vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte calde. Într-adevăr, industriile creative angajează peste 13.000 de tineri și anume centrul ArtCore are ca misiune să inspire profesiile creative, să aducă noile tehnologii pentru a crea joburi creative de nouă generație. Ori pentru a da această șansă tinerilor, este alături de noi și Fundația Moldcell. Și în acest context am dorit să le mulțumim Fundației Moldcell, dar și proprietarilor acestei fundații și aș dori să ofer cuvânt de salut președintelui Fundației Moldcell și Managing Director de la Chaudhry Group, domnului Nirvana Chaudhry. Nirvana, you're with us from Nepal. Please, if you'd like to join us for a few welcome remarks. Probably some technical issues. Yeah. Noi avem o problemă de conexiune tehnică cu domnul Chaudhry. Încercăm să restabilim conexiunea din Nepal. Vrem să subliniem că Fundația Moldcell este alături de noi prin principiile sale de responsabilitate socială și acest dialog cu Fundația l-am început câteva luni în urmă pentru a fundamenta un program de suport pentru centrul ArtCore și anume pentru, în speță, pentru ArtCore School, despre care vom afla un pic mai târziu. Și între timp avem restabilită conexiunea cu Nirvana Chaudhry. Nirvana, you're with us? Hello? Yes, I'm here. Okay, super. We're glad to have the connection back on. We would like to hear from you. Why are you supporting Moldova in such an endeavor with the creative jobs and with ArtCore? Thank you so much. Thank you so much for the invitation. Firstly, I'd like to thank Excellency Ambassador. Like you said, you know, we met in his office probably 7-8 months ago, and I think the love and the passion that I saw in him towards Moldova had a great synergy and belief of what we as a company, me as an individual, saw in Moldova as well. And that was the birthing of Moldcell Foundation, one of the first few initiatives in Moldova. Firstly, I would like to thank Ambassador, Excellency Ambassador, all your partners, colleagues, friends. You know, I'm extremely delighted to be in this event, celebrating the partnership between ArtCore Creative Center and Moldcell Foundation. This partnership is going to support creative young people to pursue their dreams in the digital creative era, become professionals, and have a bright future there in Moldova, a country that we believe in. Our group is a very diversified group. It's a privately-owned company. We are a company that is from Nepal, so we always consider ourselves as a small company from a small country but with big dreams. Very diversified into different sectors, ranging from FMCG to financial services, banking, energy, construction, hotels, to cement materials and our telecom through our newest addition in our family itself. But what sits in the center stage of our entire group is the work we do in our foundation. We are extremely delighted that we will be sustainable development goals prescribed by the UN. Our foundation has initiatives which touch every aspect of the 17 SDGs. So our group, anytime the foundation is doing close to about three dozen different activities covering most of those SDGs.
We are focusing a lot of our efforts in the countries that our group is present in, especially in the areas of education, digital classrooms, health, addressing the problems of eye cataract operations or for malnutrition, something in women. Issues we partnered with some of the tremendous world-class organizations like the Bill and Melinda Gates Foundation. We work with USAID Nepal, with DFID, with Alibaba Foundation, with Tata Trust. So we always collaborate with a lot of world-renowned, reputed, credible organizations that have generated and amassed a great deal of experience in that particular sector we are trying to address. And us understanding that particular country through our presence in Nepal or outside, like in Moldova, through Roots and Building, we are able to harness the power of leveraging our infrastructure, our network, and collaborating with the right partners. So I think nothing would make us more proud than to be part of this program, because the backbone of most countries' economy is the youth, is the young people. And we've seen through Moodsell that in Moldova there are some really, really talented young people that just need to be pointed in the right direction, that just need the right platform, the right kind of mindset and identity that needs to be developed. And I feel our cooperative center would be able to play this role. And with such amazing partners like USAID, support from the US Embassy, the British Embassy, Swedish embassy, various other partners, all of us bringing our strengths onto the table, helping Moldova raise the bars and provide this is something that we're extremely, extremely honored to be part of. And I'd like to especially again, once again, thank Ambassador for letting us be a part of this initiative. This is a start for us. Moodsell Foundation is today officially being launched with this initiative. During the pandemic, the Foundation played a very important role, and we were extremely again proud of the fact that immediately people and the company were able to provide dozens of ventilators in hospitals when in the time of need, provide various support to frontline workers and medical and doctors and nurses. So the entire essence and DNA for us is that response time. To be there when the country needs you, to be there when the people need you, to be there, be a part of an initiative, or create an initiative that will fold a journey that will then really build a correct path for the young generation of Moldova to become a better professional and citizens going forward. So we are extremely proud of this initiative. I just would like to also mention to you that this week happens to be our foundation's 25th anniversary. And for me to be presenting it to our foundation board of this partnership in Moldova is just amazing. Recently, in our WhatsApp foundation, we also launched our digitally responsible program on services it offers to its clients and used projects such as the Internet Without Worries, like from Grammys, Esports League, etc. So we're really trying to leverage what Moodsell is known for. The power it has in the digital world, and then really ensuring that we create the right ecosystem, the right partners, and digitally enhance the overall ecosystem. So I'm extremely happy about this. Thank you once again, Ambassador, for giving us this opportunity to be part of it. And everyone with that, the people from the ministry have been amazingly supportive of this initiative. This is the beginning for us. Like I said, if you're in a position of making a difference, you have that responsibility of doing it. We've just entered Moldova, we've already begun to do a lot of initiatives that we're extremely proud of. This one especially, because I see this go a very, very long way. And hopefully we can only grow this program, we can only give birth to much better and much more qualified youth in Moldova. So thank you so much for giving us this opportunity for being part of this and for inviting me to speak to all of you. And on behalf of the Moodsell family, on behalf of the Moodsell Foundation, we are committed to becoming and growing this entire initiative in years and decades to come. And that's why we're here.
Thank you so much. Thank you so much. This is exceptional. It's truly exciting for Moldova as a small country, as you said. There have been many similarities with Nepal being a small size. And for Moldova to dream big is very important. And this is even more significant because we can achieve these goals together with multiple partners, with transformational partnership between development partners, USAID, Sweden, UKAID, private corporations, Mozal, and of course the Association of Private Sector Companies from the Creative Industries Core. Și cu aceasta, încă o dată aș vrea să mulțumesc domnului Nirvana Chaudhry pentru acest discurs inspirațional și pentru că fundamentăm acest parteneriat astăzi. Și acum aș vrea să urmeze un moment simbolic care ține de semnarea memorandumului între Fundația Moțel, reprezentantă de Irina Străjescu, proiectul de competitivitate de Moldova finanțat de USAID, Suedia și UKAID, reprezentat de mine, Doina Nistor, și alături de mine este Olga Radu, care este președinta Asociației Companiilor Creative din Moldova, COR. Vă rugăm, doamnelor, să semnăm simbolic memorandumul în format digital, care va sigila acest parteneriat pentru dezvoltarea centrului ArtCore și viitorul creativ și digital al tinerilor din Republica Moldova. Și acum aș vrea să invit alături de mine pe Irina Străjescu să ne povestească un pic despre traseul parcurs de Moțel și necesitatea creării acestei fundații, care ați creat-o imediat, da? Imediat împreună cu noul investitor. Excelența sa, stimate domnule ambasador Hogan, stimați oaspeți, dragi colegi, prieteni, din numele companiei Moțel vă salut la acest eveniment frumos. Astăzi am semnat acest memorandum prin care marcăm începutul unui parteneriat frumos între Fundația Moțel și Asociația Companiilor din sectorul, din domeniul industriilor creative. În acest centru absolut minunat și vreau să mulțumesc din toată inima, din numele întregii comunități pentru acest centru. Vreau să mulțumesc donatorilor, USAID, SITA, UK Government. Vreau să mulțumesc echipei de implementare pentru un astfel de centru care, într-adevăr, este inima industriilor creative din toată Republica. Vă felicit și vă mulțumesc pentru că noi suntem alături de voi și putem fi parte acestei istorii de succes, aș spune. Astăzi, pentru noi este un moment simbolic foarte frumos. Avem emoții pentru că lansăm Fundația Moțel și acest parteneriat este primul proiect al Fundației. Am câteva slide-uri și am pregătit un video pe care o să rog, colegii mei să o vizionăm împreună. Recent, compania Moțel a împlinit 20 de ani de activitate. Perioada pe parcursul căreia am susținut, am organizat, am creat sute de proiecte sociale, de dezvoltare socială, de contribuție în comunitatea țării, de susținerea culturii, a societății, a educației, a copiilor, tineretului, oamenilor care au nevoie de acest ajutor. Am lansat strategia unificată de responsabilitate social-corporativă care se numește Digitally Responsible pentru că ne pasă de felul în care serviciile digitale pe care compania Moțel prestează consumatorilor săi sunt utilizate de copii, părinți, profesori și oameni în ditate. Ne inspiră și activitatea grupului din care compania Moțel face parte, CG Corp Global și a activității fundației Child Free Foundation, care au rezultate extraordinar de frumoase în ceea ce privește proiecte sociale. Toate acestea, luate împreună, ne-au inspirat să creăm Fundația Moțel, care va întruni
toate proiectele orientate spre dezvoltarea societății, spre contribuția între creșterea Moldovei. Toate proiectele noastre am fost inspirați și de clienții noștri, clienții Moldcell, și în continuare, cu lansarea Fundației Moldcell, promitem că nu îi vom dezamăgi. O componentă importantă în strategia noastră de responsabilitate social-corporativă este și susținerea societății a țării noastre pe timpul pandemiei. Am susținut acolo unde este nevoie. Am contribuit și am inițiat proiecte îndreptate spre susținerea medicilor, consumatorilor, bolnavilor, valoarea totală a căreia este 10 milioane lei. It's not important what kind of a wealth you are able to generate. What is important is how you work with the society in giving it back. Am gândit foarte multe proiecte sociale, de dezvoltare socială, dar acum este un moment în care ne simțim că totul abia începe. Este un început foarte frumos, pentru că, după cum a spus domnul Ciotării, în martie anul acesta am devenit partea grupului, Moldcell a devenit partea grupului CG Corp Global, care 25 de ani în urmă a înființat o fundație, Fundația Ciotării Foundation, și ne inspirăm foarte mult pentru că are rezultate și proiecte absolut extraordinare, frumoase, fapt care ne-a încurajat și pe noi să creăm Fundația Moldcell. Deci este un pas logic și foarte consecvent pentru noi, pentru că este o continuitate a acestor 20 de ani și a activității noastre sociale de responsabilitate social-corporativă pe parcursul acestor ani. Inspirați de Fundația Chaudhary și fiind unul dintre promotorii și implementatorii conceptului de responsabilitate social-corporativă în Moldova, creăm astăzi Fundația Moldcell, care va întruni toate inițiativele filantropice și toate proiectele sociale de dezvoltare socială într-un format strategic, comun, unificat. Dacă mergem mai departe și colegii mă ajută să schimbăm slide-ul, slide-urile au dispărut, dar e ok. Misiunea, viziunea noastră, de fapt, este să contribuim la creșterea, la îmbunătățirea vieții. Mergem înapoi cu un slide, la îmbunătățirea vieții în Republica Moldova. Prin implementarea, eu vă rog frumos să schimbați cu un slide înapoi, prin transformarea digitală, pentru că suntem un operator digital și credem în tot ce este digitalizare, prin utilizarea tehnologiilor noi, tehnologiilor inovaționale, prin atragerea investițiilor și susținerii financiare a know-how-ului și sigur că prin implementarea proiectelor. Implementarea acționată este doar obiectivul. Digitală despre care este bază respectul filmul digital, internet, este utilizat mail de toată lumea, de toți consumatorii noștri și este bazată pe educație, pe susținerea afacerilor sociale pentru crearea locurilor de muncă aici, în țară. Este bazată pe obiectivele de dezvoltare durabilă și pe societate în general. Unul dintre principiile noastre în activitatea noastră este integritate, este responsabilitatea în afaceri, este etica și conformitate în afaceri. În tot ceea ce facem, compania Moldcell este un benchmark, nu doar pentru ecosistemul Moldcellului și
ci și pentru întregul ecosistem al afacerilor din Republica Moldova. Anul acesta am luat și trofeul integrității pentru programul de responsabilitate în afaceri, pentru programul de etică și conformitate implementate în cadrul companiei Moldcell. Și același principiu stă la bază activității fundației Moldcell. Integritate, dacă merge mai departe, responsabilitate în tot ce este utilizarea serviciilor digitale, dar și responsabilitatea pentru comunitate și societate din care facem parte, fapt despre care a menționat domnul Chaudhary pe timpul pandemiei, într-adevăr, când societatea a avut nevoie și are în continuare nevoie, am contribuit. Contribuim atunci când societatea are nevoie și ne simțim responsabili pentru această susținere și acest ajutor. Dacă mergem mai departe, următorul slide, ne focusăm pe proiecte de termen lung, care sunt îndreptate spre îmbunătățirea vieții în Republica Moldova, spre bine, spre beneficiile cetățenilor noștri. Următorul slide vorbim despre goals. Am vorbit despre aceste obiective de dezvoltare durabilă și ne vom focusa pe educația de calitate, sănătate și stare de bine, calitate de genuri, muncă decentă și creșterea economică și inegalități reduse. Sigur că și alte obiective sunt în vizorul nostru, dar acestea sunt cele mai principale. Și ultimul lucru despre care vreau să menționez. Compania Moldcell face parte din sectorul TIC. Suntem, după cum am menționat, un operator digital. Credem foarte mult în tot ce este digital. Credem foarte mult în transformarea digitală, pentru că orice industrie care este digitalizată trece pe un alt nivel și poate să concureze la nivelul internațional. Poate să devină o industrie, într-adevăr, globală. Noi credem foarte mult în industria creativă în Republica Moldova. Noi ne mândrim nu doar cu acest centru, dar în general de toate creațiile oamenilor din creația creativă din Republica Moldova și credem că anume această componentă de digitalizare, educație digitală, va contribui la creșterea și impulsionarea, va cataliza creșterea acestui sector și vom fi fericiți să contribuim anume cu această componentă. Și vreau să mulțumesc încă o dată donatorilor pentru Centrul de Excelență Techwell, despre care a menționat domnul Hogan, USAID, SIDA. Noi am făcut foarte multe proiecte frumoase cu Techwell și el a lansat acea fundație, acel fundament, mai bine zis, cu ajutorul căruia mergem mai departe și digitalizăm sectoarele, domeniile de perspectivă pentru Moldova. Suntem foarte fericiți cu acest, că astăzi am semnat memorandumul. Felicitări nouă toți cu această ocazie. Sperăm că vom atinge rezultate înscontate și vom avea cu ce să ne mândrim în viitor și mai mult. Mulțumesc foarte mult! Irina, noi vă mulțumim foarte mult și suntem onorați de încredere pentru acest parteneriat. Și bineînțeles că acum am vrea să auzim și de la Olga Radu, care sunt promotorii și motorul de bază al Centrului Artcore și al Industriilor Creative. Olga, de asemenea, conduce și una din cele mai tari, cred eu, agenții de design și marketing din Moldova, Casa Imago. Și în capacitatea ta, Olga, de președintă a Asociației Core, aș vrea să ne spui câteva cuvinte de salut din partea industriei creative. Mulțumesc, Doina, Irina, domnule ambasador, domnul Chaudhary. O să învățăm mai bine numele, cu siguranță, cât mai mult vom comunica și vom avea proiecte împreună. Dragi colegi din asociație și echipa Artcore, toată lumea care ne privește, ne urmărește, eu reprezint Asociația Artcore, Asociația Sectorului Privat a Organizațiilor de Industriile Creative. Suntem 38 de membri, dintre care două ONG-uri, iar restul suntem companii private din diverse subsectoare ale industriilor creative. Și eu sunt liderul uneia dintre întreprinderile care sunt membre ale acestei asociații. Imago are 16 ani și iată că acum 3 ani am intrat în cora asta, în cora corului.
unul din proiectele cele mai tangibile ale asociației noastre, alături de parteneri, este acest centru de dezvoltare al industriilor creative, Artcore, o bijuterie adevărată în centrul Chișinăului, un spațiu urban de calitate, nu numai prin felul în care arată, dar și prin conținutul pe care îl generează și prin educația care iese de aici. Suntem găzduiți mărinimos de Academie de Arte, le mulțumim pentru asta, care și ea, într-un fel, beneficiază de, să zic așa, energie nouă pompată în această zonă. Ei deja, să nu fie de ochi, au interesul ridicat al studenților care vin în această academie. De fapt, eu ca și lider de business din industriile creative știu și simt pe pielea mea că acest an face revoluție și schimbă foarte mult felul în care noi trebuie să existăm și să ne dezvoltăm. De fapt, este un an foarte greu, dar foarte bun în același timp, pentru că el ne trezește la viață. Trebuie să înțelegem că doar prin metode colaborative putem să existăm mai departe și iată că una din frumoasele colaborări începe acum cu unul din liderii sectorului privat din țara noastră, de mânuță cu partenerii noștri deja de ani de zile, și noi împreună vom face cu siguranță lucruri faine aici și asta va fi deschizător de uși atât pentru tineri cât și pentru profesioniștii din domeniu, pentru că doar împreună cu sectorul privat putem fi sustenabili, lucrurile se schimbă, se întâmplă, donatorii își schimbă, să zic așa, proiectele, dar noi rămânem aici și suntem gata să lucrăm împreună și să absorbim ceea ce este din punct de vedere al experienței și al inclusiv și al fondurilor și al specialiștilor ce vine din partea sectorului privat și la fel din partea donatorilor. Deci noi suntem cei care vrem să implementăm, vrem să dezvoltăm talentele aici pe loc. Vedem că noi avem ca și peste tot un potențial foarte mare de talent care poate nu tot timpul știe cum să se valorifice, iar noi suntem aici pentru ca să ne învățăm să facem asta și să îi ajutăm și pe ei să facă asta. Vă mulțumim enorm de mult pentru că ați lansat colaborarea cu sectorul privat serios de la noi din țară. Ați primit și e minunat. Olga, mulțumim foarte mult și aș vrea să salut alături și membrii board-ului COR. Da, văd aici în iconițele de la ecran că sunt mai mulți membri din Asociația Companiilor Creative din Moldova COR conectați cu noi, live în Zoom. Aș vrea să vă salut, stimați colegi, și încă o dată să subliniem că industria creativă asigură 13.000 de locuri de muncă în speță pentru tine în Republica Moldova. 2 ani în urmă a fost cuantificată această industrie creativă și sunt foarte multe companii mici, peste 2000 de companii, așa cum este Casa Imago, care își realizează potențialul creativ aici, în Republica Moldova. Aș vrea să anunț că excelența sa, domnul ambasador Derek Hogan, are un alt angajament și trebuie să iasă din conferința noastră, dar îi mulțumim domnului ambasador pentru prezență și pentru cuvântul de salut. Ambasador, thank you so much. Mulțumim. Mersi mult și vă doresc succes. Mersi mult. Mulțumim frumos. Vreau să menționez un moment și să trec, de fapt, către Artcore, de la COR spre Artcore. În spate este o echipă aici care lucrează foarte mult, lucrează cât 3 echipe și liderul acestei echipe este Viorica Cerbușcă. Te rog să preiai tu hățurile și te auzim și pe tine să ne povestești puțin despre Artcore. Bună, să mulțumesc, stimate doamne, Doina,
Irina Olga, eu vă mulțumesc mult, vreau să invit un domnul de mine, Vasile Braga, colegul de la director de executiv al COR, și vreau să povestim un pic mai mult despre ACTOR, spus ce face ACTOR, dar nu înainte de a mulțumi excelentii sale, domnul ambasador, pentru că a fost alături de noi, că domnului Jordi, partenerilor noștri, colegilor din COR și tuturor prietenilor care s-au alăturat. Vasile, salut! Salut! Vreau să mă alătur mulțumirilor tale și aș vrea să spun că ce a făcut domnul ambasador și ambasada aici și tine ca fiind absolvent al operatului sale al lumei, așa că trebuie să ține minte, să mulțumim și pentru asta, că ești de alături de noi. După aia și ne-a rămas acolo. Mulțumesc! Ne-am rămas acolo pentru că eu cred, Vasile, Moldova poate deveni următoarea Creative Nation, sunt sigură de asta și cred că noi la ACTOR putem să facem prin dată și de fapt dată și facem prin eforturi comune, prin programele noastre, prin activitățile pe care le desfășurăm, aducem încet comunitatea creativă spre lumea business-ului și încercăm să o combinăm frumos astfel încât să țara noastră să crească și să aducă talente pe plan mondial. Spune ceva, dar eu cred că foarte mult să atrag o atenție ce ar însemna industria creativă. Eu mă strâng din fiecare dată să spun acest lucru pentru a înțelege că în ultimul timp vorbim despre digitalizare, noi trecem foarte mult din IT și nu vedem care este diferența. În primul și în primul rând, industria creativă este monetizarea culturii. Asta trebuie să țin în minte și trebuie să mergem cu partea, dacă mai departe, neapărat. Diferența mai dintre IT și industrie creativă este produsul. Produsul industriei creative este conținutul. Produsul industriei IT este instrumentul cu care se face conținutul. Dacă nu știi sigur partea aceea industriei ești, pune-ți întrebarea, tu produci conținut sau produci instrumente. Și asta îți va răspunde. Și pentru a avea un conținut bun care are o valoare adăugată deosebită, noi avem nevoie de skill-uri deosebite, care încercăm să se aducem cu școala orice. Să copim aici. Conținutul copim și în primul rând este o poveste, este o istorie și pentru a spune o istorie noi trebuie să putem și să o facem frumoasă și să spunem bine. Și despre asta vom urmări foarte bine. Hai să spunem povestea ACTOR. Noi la ACTOR ne propunem să creăm comunitate, ne propunem să dezvoltăm activități și ne propunem să susținem startup-uri și afaceri. O facem prin cei trei piloni pe care ne-am propus să îi dezvoltăm. Avem nenumărate activități în ACTOR. Eu acum mă aflu în sală, în blocul de alături de unde este Irina, Olga și Dorina. Și vorbind despre școală, vreau să spun foarte rapid că noi desfășurăm cursuri, desfășurăm workshop-uri, hackathon-uri, am studiat, am acesta dezvoltat hackathon pe bandă desenată, hackathon pe digital marketing, diverse conferințe și concursuri și prin acest mod încercăm să adunăm în primul comunitatea la ACTOR, iar după aceasta să înțelegem care sunt necesitățile tehnice și astfel să dezvoltăm abilități. Pe parcursul unui an de zile am dezvoltat 10 cursuri, mai mult de 45 de evenimente educaționale, care au durat în total peste 1000 de ore și am avut mai mult de 1500 de participanți. Și doar să menționez că ACTOR School nu este o școală obișnuită, nu este doar o școală de educație non-formală, noi ne poziționăm ca o școală care dezvoltă cursuri de autor. Și aceasta înseamnă că profesioniști, cei mai buni profesioniști din domeniul de existență pe piață, îi aducem la ACTOR, îi rugăm frumos să dezvolte un curs, un curriculum care să îl predea deja studenților. Da. Deci ideea de bază este că nu vrem să fim încă o școală, încă un centru educațional, nu asta este scopul nostru, nu este scopul de InfoBusiness, ci a face share de expertiză.
Îi aducem în primul rând pe cei mai buni specialiști, le dăm skill-uri de bază și le arătăm cum ar putea aduce un curs și încercăm ca expertiza lor, acelor mai buni, să devină comună și să intre în comunitate. AFOR este despre oameni și școala AFOR este despre trainerii noștri și despre participanți și vreau să prezentăm trainerii care vrem, avem mai multe subiecte pe care le dezvoltăm. Este vorba, vreau să încep cu Storytelling și să încerc cu domnul Vasile, pentru că el ține foarte mult acest domeniu. Vasile, te rog să spui tu. Ce spune fiecare dată, fără o poveste bună, nu există un produs creativ. Deci este consumat. Și de aceea noi, din toate cele cursurile pe care le avem, o mare parte, dacă nu 50%, este legat de Storytelling. De la Storytelling, de povești, cum învățăm să scriem povești, până la bandă desenată, despre cum se întâmplă actor, deci cum este mundul actorului, deci chestii de bază care ne învață să povestim despre data atât de tineri care le filmuri, să spuneți după ele. Dar noi am trecut de la Storytelling deja la podcasting, deci podcasting, am vrut să spun, este una din cele mai de bază posibilități de a-ți povesti istoria și a o face ca să o știe toți. Deci, dacă noi vrem ca jurnalismul vreodată să devină cu adevărat independent, trebuie să înțelegi să începem cu podcastingul. Eu mi-aș face pe slide-uri, eu vreau să prezint, să-i vedeți cine sunt trainerii noștri și care sunt cursurile pe care le dezvoltăm. Și vreau, ca să nu vorbim doar noi, pentru că vorba cu de sărăcia umplă, vreau să-i vedeți pe trainerii noștri și să auzim de la ei care este experiența lor în activitatea cu Art Core School. Avem alături pe Stella Gemma, avem alături pe Constantin Șapă, pe Octavian cu roșu și pe Sergiu Pascal, care nu este un trainer pe care dezvoltă o școală de post-producție. Dragi colegi, vă rog să vă conectați, să vă vedem și să ne povestiți despre cursurile pe care le desfășurați. Constantin Șarcu este cel care astăzi va mâna diplomele participanților la cel de-al doilea curs, iar noaptea viitoare o să fie deja al treilea curs de graphic design. Constantin Șarcu. Al patrulea, scuze-mă, cursul al patrulea, din una. Așa. Eu te recunosc, mă gemă, da? Te rugăm frumos să ne spui despre cum ți-a părut experiența de lucru la Artwork, ca și trainer și de ce ai hotărât că trebuie să transmite de parte cunoștințe și de deci, când am primit propunerea din partea dumneavoastră, eu nu am așteptat ca așa de tare de mine acest domeniu să mă capteze. Și, deci, mă bucur foarte mult că am reușit să facem două cursuri online, care cumva au testat pământul și au testat materialul făcut premier de mine. Și acum cursul online a trecut foarte bine. Fii că dau de energie când ai oameni fizici în față și pierzi emoțiile. E foarte fain că de fiecare dată la curs noi, de fapt, fiecare ediție este una diferită. Avem oaspeți din străinătate, la fiecare curs avem un Peter Musk, am avut din București, am avut din Olanda, am avut din Capu, că ai fost foarte spus că e străinătate. Și duce tot timpul cu oameni din Italia și mă uit foarte, foarte mare optimism la următoarea ediție. Vă bucur foarte mult să văd cum oamenii doresc să vină la Artwork și cum eu când termin lecțiile lor la 9-10 zice, văd foarte activitate oamenii tine. Și asta e foarte fain. Așa că vă mulțumesc foarte frumos de oportunitate. Constantin, și noi mulțumim și vreau să te întreb, spune-mi, te rog, ce învață un om care vine la design interactiv cu curs sau lui Constantin Șapă și din ce trebuie să vină? Haideți să începem cu cei să nu învață. Eu de start am văzut un curs care să nu învățăm la programe de... ca să învățăm modalitățile de gândire și să învățăm ceea ce nu putem să vedem pe YouTube. Eu sunt un om destul de închis și destul de ocupat.
Și dacă puteți în fața lumii și de fiți în cum eu, aș vrea ca să le dau ceea ce ei nu o să am pe mine. Prin experiența mea, din pregătările mele de lucru, discuții cu echipa mea și insight-uri pentru proiecte care le-am făcut din 2-3 ani. Și asta o să-mi iasă ei. Programele nu o să învățăm, pentru că programele nu te învățăm foarte ușor de pe individu și există alt curs de care vreau. Dar eu vreau să repetez la mine bazele. Este un curs friendly pentru cei care nu au nicio treabă în domeniul designului grafic. Noi avem clienți la curs, noi avem manageri de marketing, noi avem fotografi, regizori, studenți, copii, oameni maturi, părinți. Deci orice om care dorește să învețe și să întâlni, că eu încerc că dau seama în cursuri de seară și vreau ca oamenii să sunt și bine, aș vrea să poziționez un curs stress-free, adică să nu-ți faci griji, dar să vii să te distrezi și să primești conștiință, sper eu, utile și faine. Practic, dacă vii la cursul tău, ai ocazia să te iei în experiență. Da. Unii din cele mai importante agenții din Republica Moldova, care se numește Primo și care are și o grămadă de training în Republica Moldova, dar și să facă asculturi. Dar mai concret sunt 14 lecții. Fiecare lecție durează 2 ore și fiecare lecție acoperă un domeniu. Color, font, compoziție, postere, campanii, art direction, DTV, pregătirea pentru tipar, cum vine în atelier, cum îi face un portofoliu. O lecție o geamă, este o versiune. Istorie. Ok, îți mulțumim tare frumos pentru că ești alături, îți mulțumim că ai acceptat și mai puteți că de vreo o contentă acceptat, este adevărat foarte greu acceptat, mă facem să fii trainer, să fac lecții online la începutul carantinei, dar asta înseamnă să fii creativ și să accepti provocările, noi îți mulțumim și vreau să-l cunoaște și următorul nostru trainer, care se numește Operan Roșu. Operan este ilustrator și autor de bandă desenată. Cu Operan am organizat primul hackathon online, a fost o provocare adevărată, am luat o săptămână. Am avut participanți, peste 300 de participanți, de la 12 ani până la 45 de ani, cred. Din Republica Moldova, din România, din Elveția și acum cu Operan avem cursul de bandă desenată care este organizat în mod hibrid. El are participanți și în sală la actor, are participanți și în online. Este și asta o provocare și pentru noi, este de la Operan, te salutăm! O să te întreb și pe tine de ce ai acceptat să fii trainer la actor și cum ți se pare procesul de învățare a copiilor, ca să zicem așa, și de ce este important de ei să cunoască și să vadă desena. Dacă, sincer, eu, înainte să cunosc actor și echipa de la actor, căutam un platform sau un metod prin care să promovez banda desenată în Republica Moldova și doar pe câteva social media făceam câteva evenimente, câteva publicații și încercam să creez o mică comunitate pentru persoanele care, dacă ideea nu era suficient. Și a fost foarte bucuros când am dat că ei să fie oportunitatea să se creeze o școală de o, un curs de bandă desenată pentru o bandă desenată și ceram cu domnul pro și eram foarte încântat să aud de această oportunitate. Nu ne-am concentrat despre studenții tăi. Dar mie a plăcut surprinsă aflu că studenții nu sunt doar sunt offline, ci fizic în clasă, sunt și eu offline. Ceea ce ne-a oferit oportunitatea să fim nu doar în spațiul normal la Chișinău, ci și să trecem și granițe, respectiv avem și elevi, avem cursanți care sunt în România. Asta e o oportunitate foarte faină să lărgim grupul nostru pentru că sunt oameni interesați de acest domeniu al brandului desenate și nu prea se găsește materialul educativ și de studiu în limba română. Deci, cursul nostru este realizat în așa fel în care suntem învețe, încă cursul care îl facem la acord, organizat în așa fel în care suntem învețe cum se începe un proiect, prin ce etape se realizează, deci practic,
și apoi la final se publică și să ajungem într-o mică fanzină în care să avem publicate toate puterile artișelor respective și în toate etape. Se compune o poveste sau să adapteze în forma de scenarii, să creeze storyboard, personajele, documentație, cum să povestească narativ, poate, povestea lor. Și eu, pe zi ce trece, mă uit cât entuziasm se trezește în ochii cursanților mei și cum acest lucru de energie și speranță că acest domeniu va prinde vecini în Republica Moldova. Așa este că generație, da? Da, încet, încet. Așa, uite, și Vasile, dacă vrei să spun, vrei să știu că aveam de acolo așa. Și eu am aici ceva ascuns, este o perioadă. Noi acum avem discuții cu un partener destul de mare în tot ce înseamnă storytelling. Și eu sper foarte mult că direcția de storytelling va prinde și a avut în bază desenată, va prinde rădăcini și se va dezvolta nu doar cu cursuri, dar și cu festivaluri și cu concursuri mai multe și sper mult că deja dacă ești aici o să o duci mai departe și o să o crești. Adică nu pot să spun nume acum, dar vreau să spun lucruri. Mulțumesc, Octavian, mulțumesc, Vasile. Vreau să prezint și Cristiana Gemna. Cristiana este autoarea podcastului Atunde Becul. Ea este cea, de fapt, care ne-a dus podcastul de la Artcore. Cristiana, salut! Prieteni, vreau să vă spunem că la Artcore noi avem un studio de înregistrare a podcasturilor și deja 5 podcasturi au deja o rezidentă, ca să zic așa, la Artcore. Stella este și absolventa programelor Ambasadii de Atunit. Stella, spune-mi un program, mă spune de atunci această idee de a organiza podcastul și de ce ai cursul de podcast? Bună ziua! De fapt, este un hobby care l-am învățat eu singur, l-am practicat și după asta m-am întrebat de ce nu există podcasturi în Moldova. Și când am făcut un sondaj să întreb dacă cineva ascultă podcasturi, m-am trezit că 70% din moldoveni nici nu cunosc piele multe podcast. Și atunci am zis că una din misiunile unui om care face un podcast este de a promova podcasting. Și atunci când ați venit și voi și ați spus, dar noi vreau să facem un curs cu Artcore, am spus că minunat, asta este o modalitate de a promova podcastingul. Și a fost interesant că participanții la primul curs au fost jumătate din diaspora moldovenească. Probabil asta cumva a coincis cu pandemia și faptul că oamenii vor creativ cumva să vorbească despre profesiile lor. Și o chestie foarte interesantă este că nu trebuie să fii jurnalist ca să faci podcasting și asta cumva e încurajat pe cei care au participat la primul curs, pentru că am avut la primul curs oameni din nu știu, contabilitate, oameni care fac juridică, deci au fost toate tipurile de profesii care costă din chipuri și au fost foarte puțini jurnaliști. Și asta este foarte bucurător, pentru că în site-ul de unite, dacă știți, toți cu numirile faci un podcast, de la persoane publice la persoane private. Și asta am putut să întâmpl și în Moldova, într-un fel să nu fie un impediment, că eu nu sunt jurnalist, nu știu să fac interviu, respectiv nu pot să fac un podcast. Și este o ocazie foarte bună oamenilor să anunțe despre profesia sa. Mie mi-ar plăcea să aud în Moldova contabili care vorbesc despre cum să-ți faci taxe de singură acasă, cum să-ți returnezi TVA-ul sau alte chestii interesante, într-un limbaj foarte simplu. Și uite, asta este menirea de fapt podcastului. Nu este să devii cel mai profesionist jurnalist, dar să povestești lumii cu ce te ocup și să inspiri, inclusiv să educi. De fapt, de asta eu ascult podcastul. Și cam cum de aici. Am întrebat, da. Dar se poate. Despre ce nu trebuie să fii podcastul? Nu există o așa temă, despre ce nu trebuie să fie. Nu, adică, ideea de ce noi interveneam, este jurnalismul care își face treaba, așa trebuie să-și facă treaba, și de ce ar trebui să fie un podcast sau de ce ar trebui să nu fie ca să prime. Păi ai spus că ar trebui să fie profesionist, de dacă îi faci o profesie, îi folosești pe ce îi faci. Deci ce nu trebuie să folosești dacă trebuie să prime? Dacă nu te inspiră ceea ce faci, mai bine nu te apuci. Asta e și cu lucru și cu podcastul. Deci tu faci ceea ce îți place și despre asta și vorbești. Asta este cel mai inspirațional. Și dacă adaugi la ceea ce îți place și niște cifre,
niște statistici și cumva e și educativ, pentru că oamenii nu doar se distrează atunci când ascultă, dar asta și o informație, asta e minunat. Asta e sosul perfect pentru un podcast. Și, de fapt, pe mine așa m-au atras podcasturile. Eu încep dimineața mea știri și le ascult în podcasturi și chiar îmi vrea ca media din Moldova să treacă podcasting să fac știrile, pentru că e o chestie super interesantă și scurtă. Deci 5 minute, de 3 minute, într-un fel să-ți faci un fel de update, da? Ce s-a mai întâmplat în lume. Și asta poate să fie cu jurnaliști și cu non-jurnaliști. Îți mulțumesc, Asimia. Ne trebuie să predăm microfonul nostru înapoi în sala mare. Dar în cele două seara trebuie să faci lucrurile cu dragoste și cu multă inspirație. Doina? Mulțumim foarte mult, absolut inspiraționat să auzim despre Artcore School și atunci când am discutat cu colegii de la Moțău, care va fi prima inițiativă comună, bineînțeles că este Artcore School. Ori industriile creative este despre oameni și despre abilitățile lor. Alături de noi este și, sunt și colegii, nu doar de la Fundația Moțel, dar sunt și colegii de la Moțel și care ar dori și ei să ne spună ceva. O invit alături de noi pe Carolina Bugaian, vice-directorul Moțel. Carolina? Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult aici să văd mulți oameni buni care îi cunosc mult de mie personal. Mi-a făcut foarte mult ultima sesiune, ultima parte a sesiunii cu oamenii chiar inspirați și cu asimune. Îmi place foarte mult să am de face cu oameni la care arde rost. Și le place să împărtășească cei din jur, ceea ce cred foarte mult. Și tot așa suntem și noi de aici la Moțel. Am avut mare noroc să devenim parte a familiei CG Corp Global și în mod deosebit este președintele asociației, președintele fundației Nirvana Ciordare, care este la fel de inspirat și la fel de pasionat de tot ce este bun și ne inspiră pe noi în continuare. În mod deosebit, sunt foarte fericită de fapt că primul parteneriat a fost cu actorul, fiindcă într-o perioadă de criză, de fapt, este și o perioadă de multe oportunități noi, deosebit pentru cei care știu a privi ochii larg deschiși și să caute acolo unde nu este ceva sau să găsească, să fie inspirat, să fie creativ. Inovații pot face oriunde și acum, în lumea digitală, e și mai ușor să fii inspirat și să faci lucruri frumoase și un teren propice de a veni cu idei noi. Și mă bucur foarte mult pentru acest parteneriat care îl avem și dorim chiar, într-adevăr, o colaborare foarte colorată cu multe proiecte inovaționale care să vină mulți oameni tineri, care își doresc să facă ceva nou, ceva diferit, ceva deosebit, pentru a fi și Moldova la un nivel cu totul diferit și noi. Și mulțumesc foarte mult de Biotipiului, ambasadorului și acționarului nostru, care au venit și ne-au inspirat pentru a crea această fundație și a merge în continuare pe o mâncare cât mai diferită decât cea obișnuită. Noi îți mulțumim foarte mult. Încă o dată, vreau să subliniez că lucrurile frumoase se pot face doar împreună. Ori industria creativă este despre pasiune și inspirație și aici ne-am convins că noi toți gândim la fel, suntem la fel de inspirați, suntem la fel de pasionați ca să dezvoltăm industriile creative în Republica Moldova. Și ca să mai facem o chestie foarte tangibilă, noi știm că industriile creative ajută și celelalte sectoare ale economiei să se dezvolte, ori, de exemplu, în domeniul de comerț electronic, cel mai important sunt imaginele, cel mai important este conținutul creativ, este ceea ce vinde pe online și este astfel putem ajuta și celelalte afaceri. Sau în domeniul vitivinicol, unde suntem excepționali la
producerea vinului și la calitatea vinului, dar nu vinde eticheta care este produsă de industria creativă, este ceea ce de fapt convinge consumatorul să ia un vin de pe rac. Și nu în ultimul rând, și în domeniul turismului, unde activăm în ultimii ani și dezvoltăm acest domeniu, regăsim iarăși industriile creative care ajută ca să comunicăm potențialul turistic peste hotare prin aceste excepționale campanii digitale și Pumu, brandul național Pumu Vieții, care a fost dezvoltat tot aici cu capacitățile creative din Republica Moldova. De aceea, industriile creative au un mare potențial și noi împreună așteptăm ne dorim ca Moldova să devină acea națiune creativă sau Creative Moldova, Moldova creativă. Astfel, vă spunem la revedere pentru astăzi și și felicitări pentru celebrarea acestui moment marcant pentru industria creativă. Și pentru acest început frumos. Și pentru acest început frumos.